De Domnul. Amin. Din tot sufletul mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a mai dat zile să ne mai vedem odată. Mărire Domnului. Amin. Vă binecuvânt pe toți în numele lui Iisus Hristos Domnul, care a fost bun până aici și ne-a ajutat. Acum urmează, cum a zis profetul, cereți de la Dumnezeu. Cereți de la Dumnezeu ploaie. Ploaie timpurie și ploaie târzie. Dar cereți ploaie. Doamne, dacă toți într-un glas am strigat la Dumnezeu, Doamne, dă ploaie, să vezi că ar da ploaie. Am trecut prin stări de genul acesta în mai multe ocazii și am văzut că Dumnezeu ascultă. A fost cu ocazia a două căsătorii. Una a fost prima fată a mea la căsătorie, un cer noros, ploi, și am strigat către Dumnezeu și cât a ținut serviciul și masa. N-a plouat. Când s-a gătat cu masa, a și început un vânt, de mulți n-au apucat să plece departe, au plucat ploaia pe drum. Am văzut la o altă căsătorie de-a mea, deja eram în Sibiu de acum, și la fel era în timpul ploilor și m-am rugat lui Dumnezeu joi seara, că sâmbăta avem nunta. Doamne Dumnezeule, m-am rugat în adunare, fă ca sâmbătă în timpul căsătoriei să nu ploie. Dar după aceea mi-a dat aminte, Doamne, cum eram la Sibiu, tu în Beci, ne adunam, strada neasfaltată, plină de praf și de gunoaie. Oamenii se adună, nu în cap, stau pe aici. Dacă bate un vânt, îi umple pe toți praful. Doamne Dumnezeule, fă să nu bată vântul. Frații stăteau acum așa încruntați să uitau la mine. Îmi vinea altceva minte. Ce vor face că majoritatea ar sta la ferești, pe afară, dacă o fi un soare tare? Doamne Dumnezeule, fă să nu fie soare, să fie așa un nor, dar să nu ploaie, să nu bată vântul, să nu fie un soare tare. Frații au început pur și simplu să râdă. Așa o rugăciune n-am mai auzit de când suntem. Minune! Când a fost în ziua anunță, am venit, că locuiam deasupra, am venit jos în biserică și vine un diacon, Lela Tănase, frate Hozan, uite că plouă. Nu plouă, mă! Frate Hozan, uite-te aici, îs ud, plouă, nu plouă, mă. Am ieșit afară în curte și m-am rugat lui Dumnezeu și nu a plouat, mă. Dar pâcla aia de nor o făcut de n-o bătut soarele și n-o bătut vântul. Cum am rugat? Până când a mers și la masă și când s-a gătat cu masa,
niște bucătăre sau mai, cum fac ele, am mai adunat din prăjituri, din una, din alta, aveau bagaje. Băi, hai, dați mașină, nu venim, că n-avea cum veni. Noi am mers și am ajuns acasă, dar pe ele le-a apucat ploaia și tot ce-a avut în străiți nu mai făcut de nimic. C-o ploua de Doamne ferește. Am văzut și invers. A murit un frate și a murit săracul cu ură pe mine. Fără, din senin, agitat de alță. Și sigur, în relație cum era atunci, oamenii amestecați cu autoritățile, cu pârâșul și din alea. Măi, Duhul Sfânt i-a spus mai înainte, tu trebuie să faci pace, așa, așa, așa. De nu așa, în scurtă vreme vei intra în țărâna pământului. Și omul n-a băgat în seamă, n-a durat mult, într-o vinere să bolnăvește. Dar nu mă cheamă să mă duc să mă rog pentru el. Aștept, nu mă cheamă, sâmbăta nu mă cheamă, duminica nu mă cheamă. Luni dimineața mă gândesc, mă duc eu. Dar când îți îndrept de poarta lui, trebuia să mai vorbesc cu unul la câteva căsi mai departe. Mă duc la ăla întâi să aranjez problema și apoi viu aici. Când ajung la ăla, fuge vecinul s-o după mine. Hai repede că a murit. Doamne Iisusă! Mi-a părut rău că a murit așa în nepace, în starea lui așa. A venit mormântarea. Priveghiul întâi și al doilea l-am condus și așa. În ultima seară de priveghi zicătă jinerile său, măi, chemata-s pe cineva, cum a noi de noi, dar să vină cineva. Ei, nu te interesează. Opa, bine atunci, dar dacă e așa, rugat-vă să nu vă conturbe Dumnezeu cu o ploaie, serviciul de mormântare. Ia ui, mă, prorocul mincinos. Păi, n-o ploua de 3 luni, nu știu de cât. Acum plouă. Mă, eu nu m-ați-am spus. A doua zi la mormântare are mulți chemați lucrători. Vrednici, buni, pastorul de județ, cum era atunci, multe. Și stau ei acolo de o parte, discută, pe mine nu mă cheamă între ei. La urmă, pastorul de județ vine, frate Hozan, hai, dar ce să mai viu, mă? Hai, hai, auzi, mea tale, tot timpul predici acum, vor predica frații ăștia străini și așa. Da, îmi dă minte un verset din proroci, zicătă el, dar n-a auzut tuturor lorlalți. Mai știi ce scrie acolo? Blestemat să fie omul care are în turmă o oaie sănătoasă, dar jerfește în locul ei o oare bolnavă. Și am ieșit afară. Le-am dat pace. Intru în casă cu el propus de ei, dar stau la capul mortului. Ieșim afară, eu stau la capul mortului. Vine tot satul și preotul. Mă duc și-l chem pe preot să vie, mai aproape nu vrea, stă acolo așa mai deoparte. Viu iarăși stau la capul mortului acii. Ce rusenin, mă!
soare, torid, fain. Aduce un cor, mulți altele. Frumos organizat tot. Vorbește unul, după ce cântă câteva cântări, corul, două, trei. Vorbește un frate, foarte frumos, dar n-apucă să zică, zic două fraze, trei. Dintr-o dată, din seninul ăla, de peste deal, vine un nor, cu viteză. Așa era stropii de mari. Când ai că-s pietri, așa urla coperișele. Eu numai m-am tras așa sub streașina unei bucătării de vară, că ploaia vine așa. Și mortul era ce? Și eu m-am tras atâta sub streașina. Un picur n-o căzut pe mine, dar restul, toți au fugit. În bucătăriile alea alte, în șură, în grajd, în căsile de sus, peste tot, unul n-a stat, n-a pucat nici să pună capacul pe sicriu. Așa plouat, de sicriu era plin cu apă. N-a s-o liniștit ploaia. Vin iară toți la loc, mai cântă o cântare, pune pe a doilea predicator, iară bun predicator. Și ăla nu durează, ce, 7-8 minute de predică. Brrruf, aceeași ploaie. Îi fugăre pe toți. Sosește fratele Gaja de la Crișeni, un evanghelist vestit. M-am bucurat. Că mie era drag să vină frați, să... Măi, îl pune pe ăla, după o cântare, măi, n-apucă nici ăla să zică 20 de cuvinte. Și a treia rundă de ploaie, fugăre pe toți. Vine pastorul de pe județ, frate Hozan, ne-am hotărât că de-aci înainte să conduci dumneata ale, să predici. Măi, uite-te aici, Biblia, am deschis-o. O vezi? Eu nu mai predic. Ies în poartă, citesc un cuvânt, luați mortul și-l aduceți și ui așa mă duc cu ea până la cimitir. Mai mult de un kilometru. Dar nu veți vedea pe Biblia mea nici un picur de ploaie. Și așa m-am dus cu ea deschisă și am făcut trei opriri pe drum. Și am predicat, m-am dus la cimitir, eu m-am rugat, eu am predicat, n-am mai dat la nimeni nimic. Slăvit să fie Domnul! Eu am văzut că Dumnezeu ascultă. Ce ziceți pe noi, atâția cât suntem aici, ne ascultă? Pe atunci cereți ploaie. Ploaie de primăvară. În Duhul meu am o înștiințare așa că mulți din cei ce sunt aici prezenți, frați și surori, nu-s botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Ce zici? Cum îi știi? Eu așa am primit. Și de ce? Pentru că pocăința de azi e o pocăință frumoasă, elegantă, bănoasă, îmbuibată bine, mâncăriucă faină, haine frumoase, servicii frumoase, dar rugăciune cu lacrimi lipsește. Înainte vreme,
care ați venit mai demult la Sfânta Pocăință, cum au cântat fratele cântarea asta bătrânească, mă, până gătai cântarea, plângeau, mă, zeci de inși. Când se punea la rugăciune, pă, mă, curge lacrimile de pocne jos, mă, căsele lipite cu pământ, lacrimile până găta el rugăciunea, făcea gaură acolo în pământul ăla. Cereți de la Dumnezeu ploaie. Cereți de la Dumnezeu să îmbrace sufletele noastre cu Duhul Sfânt. Vine și nu-i departe. Vine Domnul cu zecile de mii de sfinți. Și știți de ce vin atâția? Ca să fac o judecată. Am fost la mănăstirea Sucevița și la intrare aici, așa cum merge din drum, pe păretele el ai făcut o freșcă, cum se făcea acum 3-400 de ani în urmă, culorile, cu sevă de rădăcini și de câte toate, care nu se decolorează la soare, n-au treabă de ploaie, până azi, îs așa, cum le-au pictat. Dar ce-am văzut acolo, am stat și m-am uitat. Mă, de aici de jos, o scară până sus, acolo unde se găta ca într-un taban. Și pe ea încerca oamenii să urce. Și acolo era ușa raiului, stăpânită de îngeri. Sub scară era numai îngeri de demoni. Și cum pășea omul pe fușcei scării, cât un înger tot trăjea de el, tot căuta să-l tragă. Și care nu se ține bine, scăpa printre fușcei ăia la duhurile alea, la diavolul, la iad. Atunci, din partea asta dreaptă, păretele-i tot pictat cu sute mii de îngeri, toți vin să condamne pe cei căzuți. Și o cântare zice, cete mari de îngeri, fratei, atunci vor veni, de prin zări îndepărtate te vor osândi. M-am gândit, Doamne, ce au îngerii, cum, de ce? Am citit că Domnul Iisus Hristos zice să băgați de seamă, să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți frați ai mei, că vă spun că, ce anume, îngerii lor, adică lângă fiecare, Dumnezeu pune un înger. Și atunci ăștia vor avea rolul de a te osândi, fiindcă ei au fost tot timpul cu tine. Și pe lângă ăștia, știința lui Dumnezeu, care nu scapă nimic, și pe lângă ăștia, Duhul Sfânt, care a zis Iisus, va fi în voi și cu voi până la sfârșitul veacurilor. Atunci ne mai învață Iisus să te împaci cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe cale, pe drum. Cine o fi pârâșul ăsta? Ce ziceți? Frați cântăreți, frați predicatori, cine-i pârâșul ăsta? Să știm să ne împăcăm cu el. Am vorbit odată de aici și un pastor
care avea o biserică câte 600-700 de persoane. Frate Hozan, predie tot asta, nu cred. Ce anume nu crezi? Că eu le-am spus, pârșul-i Duhul Sfânt, mă. Nu se poate. Pârșul nostru-i Satan. Mă, frate, mă, păi tu dacă vrei, împacă-te cu Satan, dar eu nu mă împac cu el. Eu vreau să mă împac cu Duhul Sfânt. Păi cum Duhul Sfânt e vrăjmaș acum? Să ne pârască. Păi așa bine, mă, este scris să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetruiți. De ce? Că El e în voi și-i cu voi. Și ori de câte ori te mânii, El se supără. Ori de câte ori te mânii pe nevastă ta, El e foarte supărat. Ori de câte ori te mânii pe soțul tău, El e foarte supărat. Ori de câte ori te mânii pe copiii tăi, tu superi pe Duhul Sfânt. Ori de câte ori te mânii pe vecinul tău, care așteaptă să vadă în tine lumină și când te vede cu privirea ta cruntă, cu ochii întorși pe dos, și mai și vorbind nepotrivit. Știi cine se supără? Că dacă ar fi numai să se supere vecinul, treaba lui. Că va trece. Dar pe Duhul Sfânt îl lovim cu toate ale noastre. Vedeți? Împacă-te cu pârșul tău. Că de nu te împaci cu el, apoi El te va da pe mâna judecătorului și judecătorul te va da pe mâna temnicerului. Și adevărat îți spun că nu ieși de acolo până nu-i plăti cel din urmă bănuț. Eram cu fratele Ilie de la Micălaca, Arad, și întâlnim un frate așa de supărat și așa plânge. Dar fratele Ilie, mai bătrân, a murit el, să uită la el, pacea Domnului, pacea Domnului. Mai ai bănuț cât ăsta? Ăsta printre lacrimi, nu știu. Mai ai bănuț? Mă, eu cred că ai plătit destul. O să vorbesc cu frață, că cred că ai plătit destul. Nici eu n-am înțeles taina. Când ne despărțim, zice, fratele ăsta a căzut într-un păcat și frațele l-a pedepsit. Și nu i-a mai dat cina și nu l-a mai lăsat nici să se roage în adunare, nici nimic. Și de atunci ăsta umblă tot plângând, tot plângând. Și mie-mi milă de el, am să vorbesc cu frață să-l dezleje de legătura asta. Că zice, cred că după cum am văzut că-i curg din ochi lacrimile, o fi plătit destul bănuț. Vedeți? Biblia nu o poți înțelege până când nu și treci în practica ei. Dumnezeu, în schimb, să ne ajute, cum zice tot în Biblie, înțeleptul învață din pățania altuia. Să n-ajungi tu să pățești, ci să înveți din pățania altuia. Și auzi ce ne-a citit prea iubitul frate păstorul dumneavoastră. Că acum ai mai bine să citim textul, poate că îl înțelegeți mai bine. De aici o citit, din Ioan 15, începând cu 12. De aici? Da.
auziți, aceasta este porunca mea, nu al lui Hozan, nu al lui Cărăian, nu al lui ce știu cui. A cui porunca? A lui Iisus. Aceasta este porunca mea. Asta nu-i porunca decalogului, scris în 10 porunci. Aia pălește, rămâne în urmă. Nu mai avem treabă cu ea. Acum asta a lui Iisus, asta contează. Aceasta este porunca mea. Care? Să vă mânieți, să vă certați, să vă dați în judecată, să vă încăierați în vorbe? Nici de cum. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Preamărit să fie Domnul. Dacă așa facem, să ne iubim unii pe alții cum Iisus ne-a iubit pe noi, vom mai întrista pe Duhul Sfânt? Nu-L vom mai întrista. Îngerii vor avea ce să mai pârască. Că așa a zis Iisus, îngerii lor văd pururi fața Tatălui meu care e în ceruri și ca atare, dacă eu mă port cum nu trebuie, cu un frate sau cu cineva din familia mea, îngerul nemulțumit face raport. Face raport. Dacă careva din dumneavoastră a fost, de exemplu, pază undeva, apoi în fiecare dimineață când a ieșit din serviciu sau seară, o trebuie să faci un raport și să scrii ce ți s-a întâmplat în serviciu, nu? Aia trebuie să rămână scris. Așa rămâne scris în cartea vieții noastre. Tot ce-i bine, dar tot ce-i rău, tot rămâne scris. Și ați auzit ce zice Apocalipsa? Că acolo s-au deschis multe cărți și sufletele oamenii au fost judecați după cărțile acelea. Se poate întâmpla că a venit aici un teanc de cărți. Una a fost a oamenilor la care le place cearta. Dacă tu te-ai certat, tu e scris în cartea aia. Altă carte a fost a oamenilor la care le-a plăcut beția. Dacă tu ai beut alcool, cum odată un frate trimite un bilet la un frate predicator din Moldova, frate, e păcat să bem bere de casă. Dar poate că știți povestea. Fratele ăsta, cum e el așa mai șugubăț, e biletul în mână înaintea adunării. Fraților, un frate bețivan întreabă dacă e păcat să bea bere de casă. Nu i-o mai trebuie la ăla nici bere, nici să mai întrebe. Dar nu l-a spus cu numele, numai că era cât picii să fie și cei ce l-au văzut scrie biletul, știu cine-i. Vedeți? Măi, toate faptele să scriu. Colosus în veșnicii nu-i ca pe pământ. Toate faptele să scriu și orice cuvânt. Vedeți? Nu rămâne nimic așa numai în aer. Și pe vremuri, tânăr fiind râvna mea, de la 16 ani m-a cucerit râvna asta pentru Iisus,
Când întâlneam un om, începeam să-i spun de Domnul Iisus, de pocăință. Frață, mă mustra. Mă, taci, mă, copile, tu nu știi, tu ești așa, tu... Dar ce, nu putem tăcea? Eu când vedem un om, gata, predicam. Când ajungem să le spui la oameni că Dumnezeu știe de orice cuvânt și de... Făcea câte un bătrân, bă, copile, mă, lasă-mă în pace, mă. Ar avea Dumnezeu de a nota acum orice cuvânt, ce... Nu puteam să-i explic. Dar astăzi am document, am venit în coace și fratele ăsta scump a nostru a zis, la noi să veniți, v-am pregătit și masă și la noi să veniți. Când am fost aici de la Pitești în coace, îi dăm telefon, frate, cum să venim mai repede, cum e? Lasă că vă trimit locația. O șmecherie științifică, vezi? Și cum face, cum nu face, că pe telefon imediat apare drumul, mă. Și spune și cât timp mai ai până acolo. Și iau așa, și în dreapta, și în stânga, și iar în dreapta, și așa, și așa. Și acum luați așa și dincolo ați ajuns. Când am ajuns, ne oprim un pic mai jos cu două case, de telefon, el ia afară. Aici, mă, nu acolo, aici. Nu, cum, mă, Doamne, iartă-mă? O bucată de fontă cu ce știu câte în ea, zvârlit în aer, știe tot, mă. Stradă, număr, localitate și poate să-ți vorbească în orice limbă știi tu. Românește, engleză, în orice limbă pui acolo pe el și așa-ți vorbește. Am mers la Montreal cu un frate Candale și el avea GPS-ul pus pentru ei în engleză. Eu zic, mă, pune-l în românește să aud și eu ce zice. Și umblă la el acolo, numai începe o domniță să vorbească. Țineți stânga prima dată și merem, vedem că iasă ieșire. Merem mai încolo, țineți așa, mai aveți atâta. Vezi că depășiți viteza, înainte e așa. Erau niște gropi în șosea și strigă să aveți grijă că este groapă în șosea. Hai mă, Doamne, mă! Cum, mă? O bucată de fontă zvârlită undeva în aer, sus de tot, știe tot, mă, și gropile de pe drum. Și știe tot. Apoi cine a făcut asta? Cum zice în Ioan capitolul 1? Toate lucrurile au fost făcute de El. Cine e ăla? Iisus. Și pentru cine? Pentru El. Pe undele astea de care le folosim acum de o vreme, astea-s de la întemeierea lumii. Și El toate le știe, toate au fost făcute de El și pentru El. Măriți să fie Domnul. Și El vorbește în orice limbă, știe în orice limbă. Și vorbește cu limba vacilor. Și vorbește cu limba oilor. Și vorbește cu limba păsărilor. Și vorbește cu limba peștilor. Ați văzut așa ceva? Ați citit așa ceva?
El totul știe că El a creat. Mărească-i să numele. Când Tatăl meu a bătut un taur cu o nuia peste nas, înferbântat, i-a dat cu nuiaua fără seamă, peste nas. Taurul legat de nas, legat cu două lanțuri, n-a avut ce să facă săracul, dar s-a sprijinit în lanțuri și când a urlat odată, l-a pucat frica pe tata. N-a mai dat niciodată. El nu vroia să pocăiască, Doamne ferește. Și tot l-am rugat și eu și unul altul, hai în seara asta, hai la rugăciune. Și merem cu mare greu, vine cu noi, merem la rugăciune. Când s-o sâm acolo și ne rugăm, printr-o soră, Catița, rusul, strigă Duhul Sfânt la el. Bărbatule, care ai bătut animalul cu nuiaua până o strigă la mine, și tu vei fi bătut de nu te pocăiești. S-a durat câteva luni și ca prin minune, din trei lanțuri s-a dezlegat, mă. Și-a ieșit pe afară și s-a adunat satul și tata, vai, să nu omoară pe cineva, tot în calea lui, Cinoș, Cinoș, ca așa i-a pus numele. Mă, dar la un moment dat, taurul nu l-a mai ascultat, s-a aruncat cu capul în el și l-a târâit până sub tongard, așa pe un rezor, sărea sus de fund, și s-a plecat tata să ține de cornele lui, ca nu cumva cu cornele să-l rupă. Și așa l-a bătut pe bietul tata, încât când l-a scos unul un mes mai prea aproape și l-a băgat o furcă în năr și l-a ridicat, directorul școlii o rup spențele din gard și l-a tras. Când o sosit cu el în casă, l-a pus pe o dormeză, era mai mare decât dormeza. Pe atât așa ea, cât o ureche era, cât un blid mare. Atâta s-a umflat tot, ceva minune, toate vasele s-au spart. A venit salvarea, de-abia a trecut someșul cu el, că merea gheața pe apă. L-a dus la dej, 14 zile. L-a ținut în gheață, în fiecare zi mama căra câte o desagă cu gheață de la Someș la spital și doctorii l-a ținut în gheață să nu se strice carne, atât a fost de bătut. La 14 zile i-a dat prima dată niște ceai și a văzut să poate urina, no, îi bine. De aici încolo l-a ajutat și apoi nu știu la cât timp a venit acasă. Când a venit acasă, nu mai avea niciun mușchi pe el, numai pelea lipită de oase. Dar după aia s-a pocăit. Vedeți? Dumnezeu și pe animale le înțelege și cu ele vorbește. Și vezi un câine bine educat. Cum spunea acum ăștia cu năcazul lor în Spania, vine un polițai cu un câine și unul și-a așezat o tonetă pe niște molozuri acolo și dădea la oameni ceai și un alt acolo, cei ce lucrau. Și când trece poliția pe aici cu câinele, câinele îi spune la polițai că aici sunt două persoane, sunt moloz. Și atunci polițaiul îi spune la ăsta, mută-ți toneta de aici, că câinele zice că-s doi oameni aici. Vedeți? Dacă educi bine un animal, o să te înțeleagă și o să te înțelegi cu el. Dar dacă dai cu bâta el, dacă dai cu piciorul, dacă strigi marș, păi din ăla nu faci nimic. Drăgălește-l ca pe un copil, vorbește-i frumos, uite-te la el în ochi și după o perioadă ce-i zice, aia face.
Dar Dumnezeu ăla știe mai mult. Să înțeleagă cu păsările. O zis către Ilie, ascunde-te la pârâul Chirit. Găsește acolo un loc unde nu umblă nimeni. Că am poruncit corbilor să te sature. Dar cum le-o porunci dacă nu s-o înțeles cu ei? S-o înțeles cu ei. Ahab și toată suita încindem masă frumos acolo sub palmieri, la umbră. Și când pune bucata de carne și pâinea pe mesă acolo, din palmieri de sus corbul, să zbârle, lua în gheară bucata de carne și fuga la Chirit. Ălalalt lua pâinea și fugea la Chirit. Păi cum dacă nu se înțelege? Dumnezeu vorbea cu ei. Dumnezeu vorbește cu pești, mă. Când Iona a ajuns să fie aruncat în apă, Dumnezeu a poruncit unui pește mare să-l înghită. Și a venit, l-a înghițit așa de repede că nu l-a necat apa. Și eu am văzut balene albe la Niagara, ținute acolo într-un loc așa, într-o grădină. Dragii mei, o balenă din aia, poate să exagerez, dar cred că nu exagerez. Era cât de la amvon până la scările la ușe. Atâta era de lungă. Mare cât jumătate casa asta. Și avea acolo câteva din alea. Dar pe alea nu le scotea la oameni să le vadă. Aici avea una, îi zice, balenă albastră. Apă la aia, dacă îi zice, să ude publicul. Apoi ea merea ce merea și lua cu coada apă și o spârlea până sus, pe toți îi uda. După aia zice către o fată, du-te și zi la balenă că fă-i așa cu mâna. Și stă aceea așa. Când i-a făcut așa cu mâna, balena și-a umplut gura și-a ridicat sus și i-a dat în cap toată apa. Balena neliniștită, când a văzut că asta, a început să plângă. S-a dus acolo la niște trepte și ăsta zice, du-te că vrea să-și ceară iertare, du-te. S-a dus și-a venit balena și-a sărutat-o pe obraz. Mă, câte minuni am văzut în lume. Pă Dumnezeu, mă, care a făcut lumea asta, toate ființele, pe om l-a făcut asupra tuturor ființelor, l-a făcut după chipul său. Și cu el trebuie să se înțeleagă mai bine. Și acum, acesta care l-a făcut pe toate, pentru el și pe noi ne-a făcut pentru el. Și el ne dă porunca asta mare de tot, pe care oamenii nu o țin. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu, să vă iubiți unii pe alții, să nu fie dușmănie, să nu fie rachiune între frați. Nu vă mai numiți robi, pentru că robii nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rodă și roda voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu
să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, să vă iubiți unii pe alții. Mărească-se numele Domnului. Scumpii mei, lecția sării aceștia este enorm de adâncă și de mare. E lecția iubirii. Iubirea sfarmă a armelor putere și le transformă în fiare de plug. Iubirea veșnică nici când nu piere. Ea va sfârma a morții groasnic jug. Iubirea va umple întreg pământul și între popoare pace va fi, că împăratul păcii va fi Domnul, al nostru Domn și împărat din veșnicii. Iisus, adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. E atât de frumos să te gândești măcar o dată pe zi. Cum va fi în rai? Cum va fi în noua împărăție? Și animat de simțământul care te pătrunde, toată ziua să cujeți la porunca lui Iisus, că cine are dragostea, are pe Dumnezeu. Că Dumnezeu este dragoste, mărească-i să numele. De aceea, scumpi frați și scumpe surori, tineri, bătrâni, indiferent, gândiți-vă cât de mult a iubit Dumnezeu sufletul meu, sufletul dumitale, lumea întreagă, încât a dat ce-a avut mai scump pe unicul lui Fiu să moară în locul meu. Și cu mine inclusiv în locul lumii întregi. Glorie Domnului! Și acum, cine vrea, poate fi mântuit. Cine nu vrea, nu poate fi mântuit. De aceea fiți foarte atenți. Suntem chemați să călcăm pe urmele Domnului. Pavel Apostolul, el a umblat pe urmele lui Iisus și ne-a îndemnat. Călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Iisus. Dacă călcăm pe urmele lui Iisus, Iisus e viața și este o carte a vieții. Cum am început să vă spun, multe cărți, fiecare păcat îi scris de către Apostolul Pavel în trei tabele. Vorbește apoi și Petru și Iacob, anunțând diferitele păcate. Pavel zice că lumea va fi judecată după Evanghelia mea, nu după Evanghelia Domnului Iisus. Că Evanghelia Domnului Iisus a fost transmisă de Iisus în pilde, ca oamenii să audă și să nu înțeleagă, să vadă și să nu priceapă. Să nu se întoarcă la Dumnezeu și să nu fie mântuiți. Asta prorocea Isaia și asta apoi a spus-o Domnul Iisus la ucenici când l-a întrebat, de ce le vorbești în pilde? Dar Dumnezeu a căutat un maestru, cum și pentru clădirea asta a trebuit să fie un maestru, nu?
Și maestrul ăla a avut un arhitect care a făcut planul, un inginer, dar un arhitect care a făcut planul. Cât să fie stâlpul ăsta de gros, cât să fie de înalt, cum să se asambleze acolo, dincolo, tavanul, tot. Demisolul, dacă are, tot absolut. Ei, dar asta pe hârtie. Și atunci hârtia trebuie dată în mână la un maestru, zidar. Evangheliile au fost scrise de marele arhitect, Iisus. Dar nepriceput de oameni cum trebuie. Și le-a dat la Pavel. Și atunci Pavel zice, eu ca un meșter zidar înțelept, fiți atenți, am pus temelia. Și acum toți câți vă veți pocăi, trebuie să zidiți pe temelia asta. Temelia asta e Hristos. Dar numai dacă călcați pe urmele mele, fiindcă dacă călcați pe urmele mele, viața lui Iisus are carte de când a venit în lume până s-a înălțat la cer. Cartea lui Iisus. Și oricine acum ai scris în cartea asta, dacă ar fi scris într-o mie de cărți sau o mie de păcate, nu mai contează. Cine e scris în cartea vieții, e salvat. Dacă a să fii scris în cartea vieții, trebuie să trăiești cum o trăit mielul. Aia e cartea vieții mielului. Și cine vrea să trăiască cu evlavie Hristos, va avea de suferit cum o suferi Hristos. Dar Hristos o suferit și nu s-o răzbunat. Dar Hristos a suferit și n-o blestemat, mă. Dar Hristos a suferit și n-o zis, ăla-i de vină și ăla-i de vină. Hristos a supus la Pilat și n-o zis că se supune la Pilat. Și-o zis că se supune înaintea dreptului judecător, adică a lui Dumnezeu. Tu când dai de-o năcaz, poți crede că Dumnezeu te-a băgat acolo? Păi El te-a băgat să te încerce, să vadă cât e pocăința ta. Vine o ispită peste tine. Dumnezeu te-a îngăduit ca să vadă cât ți-ai tu la sfânta pocăință. Dumnezeu ți-a dat bănuți, ți-ai cumpărat tot felul de aparate și mașină și tot ce ți-a trebuit ție. Dar în toate astea sunt ispite. Tu poți să le stăpânești sau ele te mănâncă pe tine. Dragul meu, vreți să fiți scriși în cartea vieții mielului? Haideți să trăim cum a trăit El. Domnul Iisus să ne ajute și pe mine și pe dumneavoastră. Glorie Domnului! Eu cred că e destul să ne rugăm, nu? Așa cred. Ha.